Luptătoarele de la Clubul Sportiv Municipal Drobeta Turnu Severin au adus acasă locul întâi la nivel de echipă la Campionatul Național de Lupte. De altfel, aceasta fiind prima echipă a CSM Drobeta Turnu Severin înființată. Acestea au avut și rezultate individuale bine meritate în cadrul Cupei României U15. Antrenoarea de lupte libere, Mijache Elena, le-a condus pe fete către victorie prin sprijinul necondiționat pe care l-a oferit acestora. Cupa României U15 a fost un prilej nemaipomenit pentru luptătoarele din Drobeta Turnu Severin, care au obținut nenumărate rezultate. Parcursul nu a fost unul ușor, dar după multă muncă și sacrificii, echipa lor a reușit să obțină locul întâi pe țară la Campionatul Național de Lupte Libere. La categoriile 66 și 54 de kilograme au fost obținute 2 medalii de bronz de către Păiuș Sofia și Borugă Elena. Deși rezultatele deosebite se datorează eforturilor depuse de către luptătoare, performanțele sportivelor se datorează în egală măsură unui antrenor dedicat, care îi sprijină necondiționat pe elevii săi și care le încurajează să nu renunțe atunci când sunt copleșite de emoții. Elena Mijache, antrenor de lupte la Clubul Sportiv Municipal, este mentorul care a fost în tot acest timp alături de luptătoarele care au reușit să obțină aceste rezultate frumoase prin multe antrenamente și multă muncă. Am participat la Cupa României de U15, am obținut 2 medalii de bronz prin Păiuș Sofia și Borugă Elena, categoria 66 de kilograme, respectiv categoria 54 de kilograme. Aș vrea să mulțumesc domnului primar Marius Creciu pentru că ne ajută și ne-a ajutat foarte mult. Având în vedere situația actuală de la Ministerul Tineretului și Sportului, este un pic mai greoaie și vreau să spun că suntem foarte fericite. Pe lângă acest rezultat am participat și la Campionatul Național pe echipe și am obținut locul întâi pe țară. Deci, fetele noastre de la CSM Drobeta Turnu Severin au ieșit campioane. Este prima oară de când secția de lupte libere are echipa ei și e cel mai bun rezultat de la ora actuală. Sperăm pe viitor, la următoarele competiții, să avem rezultate din ce în ce mai bune. Primarul Marius Creciu a sprijinit și a crezut întotdeauna în sportivii din Drobeta Turnu Severin. Astfel, ajutate de către primarul municipiului prin numeroasele proiecte aprobate, prima echipă de lupte a Clubului Sportiv Municipal nu s-ar fi descurcat la fel de bine fără sprijinul financiar venit din partea acestuia. Președintele Comisiei de Evaluare a Proiectelor, Aurel Vlăduț, a felicitat luptătoarele pentru rezultatele obținute și a declarat că este o onoare pentru cei din comisie să ajute tinerii severineni sportivi care depun multă muncă și se dedică foarte mult pentru sportul pe care îl practică. Din partea Comisiei de evaluarea proiectelor stabilite de domnul primar Marius Creciu, ținem doar să felicităm fetele pentru că noi am crezut în acest proiect și am avut mână bună de data aceasta, pentru că și rezultatele au apărut destul de repede. Munca asiduă este în spatele sportivilor și, bineînțeles, rezultatele sunt tot ale lor. Noi doar suntem fericiți că am ajutat tinerii severineni să meargă către un sport plăcut și rezultatele au venit și sperăm la rezultate din ce în ce mai bune. Sportivele au spus că au depus multe eforturi pentru această competiție și declară că sunt mândre de rezultatele obținute. Cu toate acestea, ele nu se vor opri din antrenamente, dorind să obțină performanțe din ce în ce mai mari în sportul pe care îl practică. Felicitări pentru rezultatele obținute. Spune-mi, te rog, cum te-ai simțit și cum a fost pentru tine această experiență? Sunt destul de mândră, pot să zic, dar mă așteptam la mai mult. A fost o competiție destul de grea, dar sper ca pe viitor să fie mai bine și să scot mai multe rezultate. O să muncesc și o să mă săduiesc. Ce rezultate ai obținut de această dată? Am luat locul 3 individual și am luat locul 1 pe echipe. Am participat la Cupa României, unde am obținut locul 3 la individual și locul 1 pe echipe la categoria 54 de kilograme. Acestea sunt de asemenea bucuroase că fac parte dintr-o echipă care a reușit să obțină victoria și să aducă acasă locul întâi, câștigat la nivel național. Spune mai multe despre campionatul la care ai participat și ce rezultate ați obținut. Am luat locul întâi pe echipe la categoria 54 de kilograme și mă bucur că am făcut parte din această echipă. Cum te-ai simțit la această competiție și ce rezultate ai obținut? M-am simțit bine și am ieșit la echipe locul 1 la categoria 50 de kilograme și sper să adun mai multe rezultate
pe parcurs. Deși munca a fost pe măsură și pregătirea a fost grea, mândria din spatele zâmbetului sportivelor și rezultatele cu care acestea s-au întors în municipiu sunt pe măsură și bine meritate. Cât de greu ți s-a părut la această competiție și ce rezultate ai obținut în urma ei? Mi s-a părut destul de greu, dar am luat loc 1 la echipe, la categoria 39 de kilograme. Ai pregătit mult? Da. În ce a constat pregătirea ta? În multe antrenamente. Municipiul are acum și mai multe embleme în ceea ce privește sportul. Prin urmare, ne putem mândri cu tineri sportivi dedicați, care depun eforturi colosale pentru a aduce rezultate frumoase și meritocratice.